Îl avem pe Sfântul Grigorie Palama, cel care vorbește despre energiile necreate ale lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, cel care este neîmpuținat și neîntrerupt și de-a purul luminează pe fiecare dintre noi. Și de aceea, în vremurile acestea tulburi, trebuie să ne auzim unii pe alții, să fim în comuniune, să rămânem în dragostea lui Dumnezeu și în nădejdea că numai El, Fiul lui Dumnezeu, ne poate vindeca pe toți. Pentru că omenirea are nevoie precum de o altă vindecare. Una sufletească. Sufletele oamenilor sunt rănite de ură, de multă dezbinare, de războiul cel dintre noi și de alte multe lucruri care ne îndepărtează de voia Sfântă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, rugăciunea într-o iubire, iubire sfântă, în bunătate, în înțelegere, aduce lumina Harului peste tot poporul și peste toată lumea rugătoare și nerugătoare. Pentru că și cei care nu se roagă primesc și ei dragostea lui Dumnezeu. Dar nu pentru necredința lor, ci pentru că Dumnezeu i-a zidit și pe ei după chipul și asemănarea sa și dorește să se întoarcă la credință. De aceea, acum mai mult decât oricând avem nevoie de rugăciune, de iubire care vine și ne aduce pe toți la o faptă, de compasiune și biserica, așa cum ați auzit și prin glasul întâi stătătorului ei, prin fericitul Părinte Daniel, ne cheamă la comuniune, la rugăciune și de la ajutorarea celor care strigă către noi, a celor bolnavi, a celor nepăstuiți, a celor necășiți, a celor singuri. Prin aceasta ne arătăm de fapt identitatea noastră creștină. Vă mulțumim pentru prezență și pentru faptul că am înțeles cu toții că trebuie să respectăm normele impuse de autorități și în același timp ne înțelegem glasul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos care ne îndeamnă să avem înțelepciune și așa cum am spus, să dăm Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ca să trecem cu bine peste această perioadă de încercare. Așa să ne ajute Dumnezeu.